Senatorii PNL au părăsit luni sala de ședințe pentru că propunerea lor de introducere în dezbaterea plenului a proiectului privind alegerea primarilor în două tururi a fost respinsă, iar președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, nu a mai fost de acord cu intervenții politice pe această temă, anunță Mediafax. Liderul grupului liberal, Ion Popa, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a proiectului de lege inițiat de PNL, însă propunerea sa a fost respinsă cu 47 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă și două abțineri. După respingerea propunerii PNL, senatorul liberal Octavian Moțoc a anunțat că liberalii se retrag din ședința de plen, invocând și faptul că președintele Senatului nu a mai permis intervențiile grupurilor pentru a-și argumenta votul. Ulterior, ședința Senatului a fost suspendată. Procesul legislativ în cazul proiectului de lege cu alegerea primarilor în două tururi se reia de la zero pentru că rapoartele anterioare ale comisiilor de specialitate sunt nule, a declarat luni președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Copreședintele PNL, Alina Gorghiu, a declarat luni în plenul Camerei Deputaților că nu are o problemă cu decizia guvernului de a se ține la distanță în ceea ce privește legea alegerii primarilor în două tururi și cu refuzul grupului PSD de a o dezbate. Copreședintele PNL a susținut că a purtat discuții cu reprezentanții ONG-urilor privind revenirea la alegerile în două tururi de scrutin în cursul zilei, motivând astfel absența sa de la cea mai mare parte a dezbaterii, motiv de ironie din partea adversarilor politici. În vreme ce Gorghiu nu i-a făcut reproșul lui Cioloș, colegul său, Ludovic Orban, l-a acuzat deschis că avantajează PSD. Deputatul PNL a afirmat că premierul trebuie să țină cont de dorințele cetățenilor și nu de ce spun partidele parlamentare.